Știm oare ce s-a întâmplat cu cei care s-au format? E foarte dificil pentru ei să-și găsească familii noi pe care să le poate concilia. Legătura dintre familii, consultanți, lideri și familii e undeva întreruptă. Deși ei pe rețelele sociale sunt foarte activi. Pe WhatsApp, pe Telegram, da. Dar fie nu au un loc fizic de întâlnire și atunci le e greu să se pună în legătură, fie informația nu e suficient de clară. În al doilea rând, ceea ce e dificil pentru ei acum este să se adapteze la noul program de subvenție. Programul ăsta de subvenție vine la pachet cu niște reguli noi pe care nici măcar autoritățile locale nu le cunosc foarte bine. De ce e important asta? Că dacă ei își obțin certificatul de handicap, au acces la toate drepturile care decurg din asta. Și asta este o sumă care, chiar dacă nu e foarte mare, e un ajutor pentru viața de zi cu zi. Astă seară o să avem o discuție cu colegii noștri de la Universitatea Tehnică de Construcții. Ei sunt consultanți de familie care sunt voluntari, au fost voluntari, studenți voluntari, vorbitori de limba rusă și ucraineană. Și au devenit oameni extrem de pricepuți în gestionarea acestor situații de urgență. Ne aflăm la Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, FONSS, pe scurt, din România. Eu sunt Diana Chiriacescu, sunt directoarea Federației și mă bucur să putem împărtăși câteva din experiențele noastre din cadrul proiectului pe care îl derulăm în parteneriat cu ESPD și cu colegi din câteva țări europene pentru sprijinirea persoanelor refugiate din Ucraina, în special a celor care au copii și copii cu dizabilități sau probleme de dezvoltare. Este un proiect foarte ambițios acesta despre care vorbim, pentru că el încearcă să creeze o comunitate de suport în rândul familiilor, al părinților, copiilor ucrainieni și se traduce prin formarea unor consultanți de familie și a unor lideri de părinți care devin sprijin pentru alți părinți. Multe din mamele ucrainiene rămân acasă să îngrijească copiii pe durate mari de timp. Aici ele au fost nevoite să-și găsească repede un loc de muncă pentru că nu aveau o altă sursă de venit. Și faptul că noi am putut cu acești consultanți de familie și cu liderii de părinți să le ajutăm să facă pasul ăsta, să-și ia inima în dinți, să învețe un pic de română, să găsească o formulă de lucru care să genereze primele venituri în familiile lor, este un mare câștig pentru ele. Hei, bine ați venit! Bună! Bine ați venit! Bună! Ce faci? Am aflat. Noi cumva în centru am format o echipă, asistenții sociali împreună cu traducătorii și restul voluntarilor și semnează cu fiecare om acele formulare unde ei scriu că deci știu. Da. Unde trebuie depuse cererile astea efectiv? La primărie, nu? La primărie, da. La primărie, ca să înțelegeți, noi mai întâi studiem noi aceste articole, după care transmitem mesajul oamenilor. Situația va trebui să se clarifice cumva. Ce încercăm noi să facem este ca circuitul ăsta al documentelor să fie unul uniform în toate județele. La București încă e mai bine pentru că probabil sectoarele s-au mobilizat mai repede, dar sunt județe unde lucrurile merg destul de încet. Da. În momentul în care ei s-au stabilizat, sunt în camerele lor, s-au așezat și așa, există motivație pentru a-și căuta de lucru sau există motivație să învețe română? Cum simțiți față de anul trecut, de exemplu? E o schimbare sau toate lucrurile merg la fel ca înainte? Noi în centru avem cursuri de limba română pentru adulți, pentru copii, vin diverse organizații și plus că mulți deja au început să se gândească că ar fi bine să se stabilească aici, pentru că în România am văzut că deja au început să apară clase cu profesori de limbă rusă, a copiilor să fie mai ușor. Ce-i drept că acum sunt cumva comasare, adică diverse vârste într-o clasă, dar se încearcă să se facă ceva în acest sens. E un început până
anul acesta eu văd mult mai motivație, adică cumva oamenii înțeleg că la ei în țară e cam dezastru, și războiul continuă și nu încetează. Și oamenii într-adevăr începe să își facă planuri. Da, să-și facă planuri și să ia mai în serios treaba asta cu învățatul limbii române, cu faptul de a-și da copiii la școală și efectiv de a se integra. Da. Aș găsi un job. Eu vă mulțumesc că ați venit și vă mulțumim că ne-ați transmis ce s-a întâmplat acum în zilele astea foarte neobișnuite. Mulțumim și seara plăcută să aveți. Bună ziua, dobre utre. Bun. Садитесь, пожалуйста. Как у вас дела? В румынскую школу мы думали над этим вопросом в том плане, что, как говорится, язык за плечами носить не надо. То есть будут знать еще 1-2 языка, это только будет плюс. Ну, когда вот ходят играть в парк в футбол, то общаются с румынами, поэтому... То есть уже чуть-чуть... Да, ну, общаются по-английски. Меня зовут Левченко Инна. Мы приехали с Украины, с города Николаева. Мы 2 месяца, когда началась война, 2 месяца провели дома под бомбежками, обстрелами. Мы в отдаленном районе нашего города живем. И у нас не было возможности уехать из дома. Люди идут навстречу, идут на контакт. Это очень приятно. Никто не кричит «учи румынский», иначе ты не человек. То есть это очень большой плюс. Очень-очень хотим скорейшей победы нашей страны. Дети очень сильно, и мы очень сильно соскучились по дому. Берегите себя, мы здесь, никуда не уходим. Sunt implicat în proiect din luna februarie. Ceea ce fac este ajut oamenii să se integreze în societatea română, să meargă la apartamente. Sunt deschis să ajut și oamenii din comunitate și din centru. Спасибо. На разуваться надо или нет? Хорошо. Ты говорила, что вы здесь были у врача, нет? Да. И что он вам сказал? Мы были у врача, но ей нужна постоянная медикаментозная помощь. Поэтому нам нужны препараты, которые мы постоянно пользуемся. И когда они заканчиваются, врач отсюда вам прописывает? По-разному. Я беру здесь рецепт, иногда мне выписывают... организации помогают. А у другого врача ты не пробовала обращаться? Типа не только в центре, но в какой, не знаю, в больнице в какой-то? Нет. То есть врач себя не перенаправлял? Нет. Маленький как? Илюша хорошо. То есть со здоровьем у него проблем нет? Да, нет. А я почему вы не переехали на квартиру? Мы же предлагали. Боялась. Потому что здесь я себя чувствую защищенней. Меня зовут Светлана Боровикова. Мы из города Харьков, Украина. И мы находимся в центре уже больше года. Мы, когда начали бомбить Харьков, мы выехали на запад Украины, потому что там в то время было еще безопасно. Положительные стороны – это то, что нам здесь спокойно и достаточно помощи, чтобы маме с ребенком было здесь безопасно. У нас была еда, одежда и где нам было жить. Здесь очень много позитивного для детей. Это и развивательные программы, которые приходят в центр, проводят рисование, занятия оригами, румынский язык изучают. Помимо этого мы ездим на экскурсии. Друзья, игры, поэтому дети чувствуют себя безопасно и они здесь счастливы. Моментан suntem în centrul de refugiați. C2 este centrul format de, uite ce vreau să-i zicem așa,
unde se află mai multe persoane refugiate de la începutul războiului. În centru fac voluntariat de câteva luni, încă de la începutul acestuia și respectiv, în urma parcurgerii mai multor cursuri, traininguri, am devenit aici consilier de familie. Interacționez cu mai multe persoane, diferite persoane, diferite categorii sociale și respectiv încerc mai mult să-i ajut pe partea medicală, cu traducerile la spital, cu traducerile actelor și tot așa. Părțile pozitive sunt că interacționez cu foarte mulți oameni și respectiv fiecare cu experiența lui, care cumva se transpune către noi, adică noi învățăm foarte multe de la ei. Părțile negative sunt că noi nu avem, să zicem așa, studiile corespunzătoare, respectiv din cauza, putem să zicem că poate datorită empatiei, toate emoțiile lor sunt peste noi.